Deputatul Vasile Bolea a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală solicitând verificarea activității Asociației Obștești Cetățeni pentru Europa și sancționarea acesteia pentru încălcarea codului electoral, în special pentru agitație electorală ilegală. Bolea consideră că activiștii asociației se deplasează prin orașele și satele țării și îndeamnă cetățenii să aleagă răspunsul da la referendumul republican, deși legea nu le dă dreptul să facă acest lucru. Mă refer la portalul digital www.moldova.eu, care, conform datelor de identificare, este gestionat de Asociația Obștească Cetățeni pentru Europa, unde constatăm că portalul în cauză nu întrunește condițiile legale prevăzute în legea numărul 62 din 17 martie 2022 cu privire la publicitate. Este vorba despre difuzarea unui mesaj care promovează anumite idei sau obiective politice și urmărește să schimbe atitudinea publicului față de această idee. Bolea atrage atenția și asupra faptului că portalul Moldova.eu invită toți vizitatorii să doneze bani pentru susținerea sa. Aceste fonduri, așa cum au promis liderii organizației, vor fi cheltuite pentru combustibil, tipărirea materialelor informative și în alte scopuri, dar surse de finanțare nu sunt specificate. Drept urmare, colectarea donațiilor de către această asociație cu scopul folosirii mijloacelor financiare în scopul promovării inițiativei sale, care în esență este o campanie de promovare a vectorului european în susținerea opțiunii DA în cadrul referendumului constituțional din 20 octombrie 2024, încalcă grav prevederile legale cu privire la finanțarea companiilor electorale, ori în esența sa această campanie civică nu este altceva decât o campanie ca umflată în favoarea participanților care vor merge la plebiscit cu opțiunea da. În același timp, după cum atestă informațiile oficiale despre activitățile organizației de pe rețelele de socializare, acestea lucrează la scară largă. Uniforme de marcă, materiale de propagandă, deplasări în toată țara, diverse evenimente și videoclipuri de propagandă. Toate acestea costă cu siguranță o mulțime de bani. Din datele disponibile publicului aflăm că Cetățeni pentru Europa a fost fondat pe fostul ministru de externe și asociat al Maesandu, Nicu Popescu. Din echipă mai fac parte un jurnalist de la Jurnal TV, Alexandru Cozer, și reprezentanți ai mai multe ONG-uri, Valeriu Pașa de la Watchdog, Nata Albot de la Calumea și Vadim Pistrinciuc de la Institutul pentru Inițiative Strategice. Pagina de Facebook a organizației menționează de asemenea obiectivul principal al ONG-ului. Inițiativa a fost creată din dorință de a avea Moldova ca membru al Uniunii Europene până în 2030. I-am contactat pe câțiva dintre fondatorii Asociației Obștești pentru a afla cu ce se ocupă ei de fapt. Noi luptăm doar împotriva falsurilor, care sunt foarte multe. Un alt cofondator, Valeriu Pașa, a răspuns astfel acuzațiilor deputatului Vasile Bolea. Noi nu suntem participanți la referendum. Noi chemăm cetățenii să participe, chemăm cetățenii să se informeze, le explicăm ce falsuri se întâmplă în contextul referendumului, ce manipulări, răspundem la întrebările cetățenilor și chemăm la procesul democratic, adică să fie activi atât în alegeri cât și în referendum. Atât Pistrinciu cât și Pașa au spus că ei nu îndeamnă cetățenii să voteze pentru sau împotriva referendumului. Se presupune că ei doar informează cetățenii despre integrarea europeană, dar dacă studiezi publicitățile acestei organizații, devine evident că ele vorbesc cu oamenilor despre integrarea europeană ca și cum ar fi mană cerească. Iată de exemplu un fragment dintr-un clip video distribuit pe pagina organizației. Unul dintre avantajele Uniunii Europene este accesul la finanțare. Finanțare pentru infrastructură, finanțare pentru agricultură, finanțare pentru educație, pentru alte proiecte de dezvoltare locală. Și iată un alt cetățean pentru Europa, renumitul artist Emilian Crețu. El spune că angajații din domeniul culturii vor avea mai multe oportunități de autorealizare în Uniunea Europeană. Ce este aceasta dacă nu campanie electorală? Pentru majoritatea, această întrebare va fi retorică, însă Comisia Electorală Centrală va trebui să răspundă oficial. Nu numai că toate autoritățile lucrează pentru Sandu și PAS, dar multe ONG-uri promovează în mod activ beneficiile Uniunii Europene cu bani nerambursabili de la europeni, destinând o imagine roz. Activiștii organizației Cetățeni pentru Europa nu povestesc despre problemele în care este împotmolită Uniunea
europeană despre cum Bulgaria a pierdut aproape întregul sector agricol după aderarea la Uniunea Europeană, despre cum problemele demografice și de imigrație subminează comunitatea din interior, despre motivul pentru care Marea Britanie și-a pus interesele naționale pe primul loc și a părăsit Uniunea Politică, despre cum fermierii din întreaga Uniune protestează din cauza politicii ecologice a Bruxellesului, despre cum Volkswagen, cel mai mare producător auto din lume, se pregătește să concedieze aproximativ 30 de angajați și, la urma urmei, numai arătând ambele fețe ale monedei, o persoană poate primi toate informațiile de care are nevoie și, prin urmare, o poate ajuta să facă o alegere la referendum, dacă, desigur, încercați să fiți obiectivi.